Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Artă, baby și idei de afaceri. Puteam fi artiști și nu ne-am prins. Puteam fi artiști zilnic de mai multe ori. Bani, faimă, glorie. Simplu, artistul britanic Gavin Turk strânge bani pentru un proiect pe Kickstarter. Proiectul lui artistic, i-aș zice o instalație, dar nu știu dacă mă exprim corect. Sculptură, cred că nu e. Deci dânsul își îmbuteliază propriul pipilică în doze de aluminiu, doze cum sunt alea de bere. Proiectul se cheamă Piscio d'artista. Deci, mă înțelegi? Am fost artist dimineața asta. Ce să mai... Ei. Da, poți cumpăra o doză cu 200 de lire sterline din lotul 1. Ești nebun. Dacă vrei, dacă e un six-pack, ai reducere 1000 de lire. Mai știi ceva de bivolarul sau? Lotul 2 vine în decembrie. Încă nu are preț. Deci, se lucrează. Da, se lucrează. Da. Am încasat deja aproape $80.000. Țineți-vă bine. $80.000 pentru exponate, cred. Nu știu cum să le spun. Aceste instalații. Da. Artistul a reciclat însă o idee mai veche, nu el a inventat chestia, în urmă cu mulți ani. Mai mult de 50, prin anii 60, artistul italian Piero Manzoni di Chiosca e Poggiolo, faimosul, a lansat un proiect numit Merda d'artista. Nu traduc. Nu. Las-o așa. Da, adică la fel a oferit, dar numărul 2, în cutii sigilate. Sper că au rămas sigilate. Da, și eu sper. Cutiile, nu poți să zici că dacă le deschizi, strici arta și nu mai... Strici arta, da. Asta te gândești că strici arta. Cutiile lui Manzoni zic că sunt acum în colecții de artă modernă ale unor muzee. Uite, de asta nu merg eu la muzeu. Da. Se vând foarte bine. În 2015, o cutie dintre asta lui Manzoni, din colecția Merda d'artista, s-a vândut la licitație cu vreo $200.000. Deci, bă, băieți, pe mine mă doare inima când mă gândesc peste câte sute de mii de dolari am tras apa până acum și nu mi-a venit ideea de îmbogățire. Mai întâi să devenim artiști. Pe urmă lucrurile se simplifică. Mie mi se pare că suntem deja, adică... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.